Neața! Deci, plecăm în excursie? Am început și eu școala odată cu voi. Foarte mulți dintre voi m-au întrebat cu ce filmez, ce echipamente am, când plec undeva, ce mi-au la mine și așa mai departe. Așa că astăzi am să vă arăt ce iau la mine, ce am în ghiozdanul meu de filmat, dacă pot să-i spun așa, în momentul în care plec undeva, ce echipamente mi-au cu mine. Dar prima dată să plătim și noi niște facturi. La PC Garage până în 30 septembrie, pentru orice procesor plus orice placă de bază plus orice placă video, care împreună depășesc suma de 2500 de RON, primești o carcasă pentru PC Premium gratuit. Mai multe detalii în linkul din descriere. Aici, în ghiozdanul ăsta, se află doar strictul necesar, aș putea spune, deci restul chestiilor și fițelor de care ai nevoie mai multă sau mai puțină, rămân acasă. Astăzi este vorba despre chestiile pe care le iau la mine. Bun, păi haideți să începem cu începutul, nu? În primul și în primul rând, ghiozdan. Este de la Manfrotto și sincer să vă spun, nu mai știu ce model este, m-am uitat pe el, nu scrie niciunde, nu mai mi-amintesc de când l-am luat, deci practic nu mai știu, atât știu că este de la Manfrotto. Este un ghiozdan foarte, foarte bun, vedem că are un pic de carbon pe aici și vine practic cu chestia asta care este anti-ploaie. Singurul lucru care nu îmi place la ghiozdan este că e practic un pic cam micuț. Într-un fel e bun pentru travel că nu este așa mare, dar în același timp mi-e un pic cam mic pentru că uneori am mai multe chestii de luat la mine și nu-mi încap toate în el, dar de multe ori mintea îți joacă feste și tu crezi că ai nevoie de tot să-ți iei la tine, când practic tu ai nevoie de minimum, dar să faci treaba bine cu ceea ce iei la tine, așa că este bun deocamdată. În primul compartiment aici am un cablu USB prin care îmi încarc chestiile de la această baterie pe care o am cu mine tot timpul, pentru că ai nevoie, ba să-ți încarci o baterie la telefon, ba să-ți încarci, eu știu ce, baterie la cameră sau power pentru zoom, power pentru tascam, power pentru external recorders și așa mai departe, deci asta este tot timpul aici cu mine. Am o prismă. Nu știu câți dintre voi știu ce e chestia asta. Am luat-o pentru niște reflexii, să zic așa, dar nu m-am folosit foarte mult de ea pentru că nu prea place cum rezultatul pe care îl dă. Și aici am o cutiuță mică în care îmi țin niște adaptoare, carduri și toate chestiile astea. Acum e cam goală că toate sunt prin camere. Și unul dintre cele mai tari și mai importante chestii pentru mine, filtre ND și filtre de polarizare. Eu folosesc pentru fiecare obiectiv, adică na, am filtre pentru o anumită mărime și le folosesc prin step-up rings, o să vă arăt imediat ce este chestia aia, pe toate obiectivele pe care le am. E nevoie de ele, în momentul în care filmezi în soare, este un must. Acum, na, depinde de fiecare. Eu, unul, după cum am spus, le folosesc tot timpul. Deci, după cum spuneam, o baterie externă ai nevoie să ai la tine tot timpul și, bineînțeles, să fie plină, nu ca unii care merg cu ele goale. Nu dau nume. Dar înainte să deschidem ghiozdanul, trebuie neapărat să vă spun despre această minunăție, care este un Joby GorillaPod. Se numește GorillaPod, Joby este firma și este cea mai necesară unealtă pe care un vlogger, aș putea spune, ar putea să o aibă. Pentru că în momentul în care ai camera, va trebui la un moment dat ori să o pui jos, ori să o pui undeva și nu se merită să cari trepiede, monopiede după tine. Așa că unul de ăsta mic își face treaba maxim. Și bineînțeles, când vine vorba despre GorillaPod-uri, băieții de la Joby fac o treabă, pot să spun, cea mai bună treabă, așa că, na. Au diferite modele pentru diferite greutăți, aș putea spune, ăsta este penultimul. Deci ultimul este pentru camere cum e Canon 1DX Mark II și chestiile alea, camerele alea foarte, foarte grele. Eu mi-am luat următorul pentru că pentru GH5-ul meu nu e nevoie de un Joby așa puternic. În momentul ăla nu aveam obiectivele pe care le am acum, așa că acum mi-ar fi fost bun, dar na, momentan l-am pe ăsta, așa că își face treaba și ăsta. Și acum să deschidem artileria grea. Prima dată vorbim despre ce se află în partea de sus a ghiozdanului, unde am un set de elicii pentru dronă, pentru DJI Mavic Air de rezervă, precum și două cutiuțe micuțe de farduri, dacă ați văzut review-ul știți despre ce vorbesc, sunt filtre de polarizare și filtre ND pentru dronă, pentru DJI Mavic Air. După cum am spus, eu folosesc filtre pe toate camerele pe care le am. În sertarul de sus am niște cabluri, o pereche de căști, bineînțeles că nu știi când ai nevoie de căști, niște mounturi pentru GoPro, niște mounturi pentru telefon și niște cabluri separate pentru DJI Mavic Air în cazul în care vreau să-l conectez la un iPhone sau chestii de genul ăla. Deci, practic, în partea asta de aici de sus am rezerva mea de cabluri. Pentru că nu știu unde mergi și ai nevoie de un cablu pe care nu l-ai la îndemână și așa prefer să am câte unul de rezervă în ghiozdan, câte unul din fiecare model de care aș putea avea nevoie. Așa că, na, astea le țin aici tot timpul, nu vin scoase de aici niciodată. De multe ori am ajuns undeva și n-am avut un cablu și, na, așa le iau de aici, că știu că e la mine tot timpul. Și acum să vorbim despre ce este înăuntru. În primul rând, după cum am spus, DJI Mavic Air.
drona mea frumoasă, despre care, dacă vreți să vedeți review-ul, este în descriere. Nu are rost să discutăm prea mult despre chestia asta, dar după cum ați văzut și știți foarte bine, este numai un pic de mică, își face treaba foarte, foarte bine. Poți să o iei după tine oriunde, pentru că uitați-vă și voi, e cât palma mea. Deci ce să mai, mai mult de atât, ce să mai zic? Este visul fiecărui travel vlogger. Bineînțeles, avem și telecomanda, jos pălăria pentru DJI, pentru simplu fapt că au făcut ca joystick-urile să fie detașabile și în acest mod poți să o iei frumos, să o împachetezi și să o iei după tine, să o bagi în geantă oriunde, pentru că este numai un pic. Dacă ar fi fost joystick-urile aici, nu ți-ar fi intrat, pentru că așa mai departe. Am două baterii de rezervă pentru ea, una din dronă, deci practic am trei baterii cu care încărcate full pot să zbor cam o oră pe acolo pe undeva. Aici am o chestie despre care vorbeam mai devreme, se numește un step-up ring. Asta se înfiletează prin obiectiv mai mic și îți dă posibilitatea să pui un filtru mai mare, de diametru mai mare. Este doar un inel, doar un adaptor, nu are sticlă, nu are nimic. Decât să cumperi filtre pentru fiecare obiectiv pe care l-ai, mai bine îți cumperi un set de adaptoare de astea, step-up rings, după cum ziceam, care costă undeva la vreo 15 euro și prin chestiile astea ai posibilitatea să folosești un singur filtru la toate obiectivele pe care le ai. Și da, este mult mai avantajos. Aici am o chestie care îmi folosește și nu-mi folosește, să zic așa. În momentul în care merg undeva și am nevoie de sunet clar, sunet clean, pot să mi-l înregistrez prin microfon, prin cameră sau să mergi pe această variantă și să-ți iei un recorder extern care îți înregistrează practic prin microfoanele astea sau prin XLR-urile de aici sau cu jack-uri de 6.3. Dacă vrei să înregistrezi audio sau vocea ta sau ce-o fi la o calitate mai înaltă, un recorder de ăsta extern face treaba asta mult mai bine decât preamplificatorul dintr-o cameră. Next, am un GoPro care este... are rost să mai spun, toată lumea știe ce este un GoPro. Este GoPro Hero 5 Black, sunt foarte mulțumit de el, am vreo 3 baterii de schimb, îmi ajung mai mult decât am eu nevoie vreodată. Deci, practic, este un must dacă îți place să filmezi și îți place acțiunea și așa mai departe și ai nevoie să filmezi ceva unde nu poți să ajungi sau nu poți să folosești o cameră mare, este blană, este super. Doar nu filma cu el în casă, nu filma în întuneric, nu filma în low light, pentru că nu este făcut pentru așa ceva și nu vei fi mulțumit de ce o să vezi. Acum, na, depinde și de standardele tale. Este bun pentru filmat afară, în soare, în zăpadă și etc., etc., nu pentru filmări înăuntru. Sub GoPro-ul ăsta am aici un fel de material foarte, foarte fin pe care l-am primit de la băieții de la Polar Pro, la filtrele pe care le tot iau, de curățat obiectivele și filtrele. Este foarte, foarte bun, curăță foarte bine, nu lasă urme, nu lasă scame. Și acum, haideți să trecem la obiective. Prima dată am obiectivul prin care mă vedeți voi în momentul ăsta, care este un Leica 8-18mm f2.8 până la f4. Este un obiectiv foarte bun, foarte clear, foarte premium, este rainproof, este dustproof, light, foarte, foarte wide, cu o optică extrem de bună, sunt foarte, foarte mulțumit de el. Costă foarte mult, dar este un obiectiv bun. Cam tot ce vedeți filmat la mine în cameră wide este filmat cu acest obiectiv pe care îl iubesc, mă ajută maxim la vloguri și la... în momentul în care îți plac chestiile alea, perspectivele alea foarte wide, blană. Următorul obiectiv este Samyang 85mm f1.4. Dacă vrei background-ul ăla blurat maxim și compresat maxim și subiectul izolat foarte, foarte frumos, ăsta este obiectivul pe care l-ai vrea. Poate dacă ai bani mai mulți și buget mai mare să-ți iei ceva un pic mai de calitate. Prețul lui este undeva la vreo 350 de euro, dacă nu mă înșel, 400 de euro pe acolo pe undeva. Dar în anumite condiții și în anumite momente ale zilei, cu lumina și reflexiile luminii care bat într-un anumit mod pe anumite culori, apare foarte mult chromatic aberration, ceea ce înseamnă magenta și albastrul ăla. Ăsta este singurul lucru care nu-mi place la obiectiv. Este full manual. Cineva a zis că filmmakerii adevărați, videografii adevărați folosesc manual. Nu e adevărat. Videografii adevărați folosesc orice ca să reușească să obțină shot-ul pe care și-l doresc. Irrelevant că este autofocus, că este manual focus și așa mai departe. Dar ăsta este manual focus pentru că la plaja asta este cam foarte greu cu autofocusul, așa că na, e mai bun pentru video și eu fiind videograf și nu fotograf, cum cred mulți dintre voi, am nevoie de tot ce ține de video să fie cât mai ok pentru focus și așa mai departe. Deci, după cum ziceam, Samyang 85mm f1.4 și acum ajungem la obiectivul meu favorit și anume Sigma 18-35 f1.8 Art. Deci ăsta este un obiectiv impecabil, cu un step-up ring de ăla și cu un filtru de polarizare pe el, pentru că trebuie să ne bucurăm și trebuie să obținem maximul cât poate ea să scoată. Deci, după cum ziceam, este un obiectiv care are și autofocus, este și manual, are un aperture de f1.8 constant, deci relevant cât vei face tu zoom, ori ești pe 18mm, ori ești pe 35mm, f-ul va fi tot 1.8. Este montură Canon, deci folosesc un adaptor, se numește un speed booster, este de la Viltrox. Inițial am vrut să iau Metabones, dar
nu am găsit decât nou și nou costă 3500 de lei și am zis că o să încerc Viltrox-ul care costă 1000 de lei, să vedem ce diferență este. Și diferența este atât de minusculă încât nu merită banii, nu merită diferența de preț, așa că am mers pe ăsta. Deci obiectivul are 1 kg cu tot cu adaptor. Deci vă dați seama cât va îngreuna ăsta setup-ul vostru. Deci 1 kg. Dar again, este un obiectiv impecabil. Ai și wide, ai și obiectiv lung. 35mm nu este foarte, foarte lung, dar având în vedere că eu folosesc GH5-ul, care este 2x crop, practic obiectivul ăsta va fi 36-70 pe camera mea. Dar de acolo mai scazi 0.71 de la speed booster și îți dă vreo 30-60mm, ceva de genul. Majoritatea birului pe care îl trag este cu obiectivul ăsta, pentru că fiind o focală variabilă, mă ajută și când am nevoie de mai wide și când am nevoie de mai zoom un pic, dar dacă am nevoie de zoom mai mare, am 85-ul aici și dacă am nevoie de wide mai mare, am Leica 8-18 ăla acolo. Așa că cu astea trei obiective nici nu ai nevoie de mai mult. Deci practic nici nu ai nevoie de altceva. Deci dintre cele trei obiective, 18-35 de la Sigma, artul ăsta este favoritul meu, aș putea spune, fără nicio discuție. Este foarte sharp, foarte clean și majoritatea videografilor știu despre obiectivul ăsta și probabil îl au pentru că este cel mai mare must de aici din ghiozdanul ăsta al meu. Bineînțeles după cameră, că na. Bineînțeles microfonul, pentru că fără microfon ești cam spart. Am un Rode Video Micro, care este mai micuț, nu este ceva de top, dar este ceva foarte, foarte bun, pentru că nu necesită baterie. În momentul în care porni camera și ai dat track, automat vei înregistra și audio și în momentul în care nu ai eco sau ești undeva afară, vocea pe care o înregistrează și sunetul pe care îl înregistrează este foarte, foarte bun, este de o calitate foarte bună. Deci este cel mai bun microfon la prețul pe care îl are. Este undeva pe la 50 de euro, dacă nu mă înșel. Dar după cum spuneam, tot ce ați auzit până în momentul de față, inclusiv acest video, partea de audio, vocea mea și așa mai departe, este înregistrată cu acest microfon. O șurubelniță, trebuie să-mi iau una mai scurtă, că este prea lungă, cu care strângem mounturile de la Manfrotto și așa mai departe. Ai nevoie de ea, fără ea ai cam belica niciu, dacă n-ai chei sau ceva cu care să strângi mounturile, e cam greu. Și ultimul lucru, bineînțeles, pot să-mi ping ghiozdanul la o parte, GH5-ul este camera mea de suflet momentan, până când vom trece la un RED sau la un Canon C200 sau la altceva. GH5-ul este, pot spune, cea mai bună cameră pe care am folosit-o până acum. Ai 4K60, ai slow motion, ai stabilizare internă, ce mai mult mai vrei? Practic pentru un vlogger este un dream come true. Este o cea mai bună cameră, de aia trei sfert din lumea asta care folosește camere are și GH5-ul. Ghiozdanul nu l-am cu mine tot timpul, pentru că na, uneori chiar nu-i nevoie să le iau, dar camera în special, camera și 18-35-ul de la Sigma, artul ăla, alea le-am cu mine cam tot timpul. Și microfonul, bineînțeles. Baterii, probabil, și carduri. Se adună câteva, nu? Apare așa în momentul ăla când nu ai cu ce să filmezi. Am pățit-o de vreo câteva ori și de atunci am zis, numai, camera e cu mine tot timpul. Ține puțin de gear, ține mai mult de creativitatea și de modul în care vrei tu să faci o chestie și cât de mult vrei tu să muncești pentru a obține rezultatul pe care ți-l dorești. Gear-ul te poate duce doar până la un nivel, pe urmă va trebui să intervii tu, pentru că altfel degeaba ai, eu știu ce RED și ce 200 și ce știu ce ARI și camere de cinema și așa mai departe, pentru că tot produsul pe care îl vei face cu orice cameră, ăla îți va ieși. Ideea este ca tu să vrei mai mult și, după cum am zis, să-ți dai silința. Eu știu, dacă vreți ceva de pe aici, o să încerc să pun în descriere linkurile către produsele respective și dacă vreți ceva, o să puteți să mergeți să vă uitați pe acolo. Ăsta a fost clipul, dacă v-a plăcut, lăsați un like, este de ajutor tot timpul. Aveți Instagramul aici, dați un follow. Sau în partea asta altă, niciodată nu nimerez din prima în care parte o fi, dar e aici, în vârful degetului, ieși, odată. Puteți să dați un follow acolo, după cum spun în mai multe clipuri, acolo sunt cel mai activ, acolo găsiți știri și chestii mai noi și noutăți și poze și așa mai departe. Deci dacă vreți să fiți în pas cu ce postez și așa mai departe, Instagramul este calea pe care trebuie să o urmez. Să aveți o zi faină, o să mă opresc că nu mai, deja trebuie să merg să beau apă. Pa, pa!